Sunt momente în care mă uit la telefonul meu și parcă m-am plictisit de el și m-am tot gândit ce să fac în cazul ăsta, deoarece încă este un telefon bun ce-mi permite să joc jocuri cu grafica ridicată, dispune de o memorie mare și o baterie ce mi-ajunge o zi întreagă exact cât am nevoie. Așa că am decis să-mi instalez cel mai tare launcher pentru telefoanele cu Android, unde acum pot să spun că îmi place mult mai mult telefonul pe care l-am datorită acestei aplicații. Eu sunt Mihai, iar astăzi am să vă prezint un launcher ce vă va schimba total impresia despre telefoanele voastre. Și să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul! Se pare că cei de la Microsoft au decis să realizeze propriul lor launcher pentru telefoanele cu Android. Iar ce vă pot spune eu despre acesta este că are rezultate foarte bune, un design și un mod de operare foarte interesant, foarte fluid și destul de smart. După cum puteți vedea, acesta vă schimbă total interfața cât și gesturile telefonului. Cum ar fi, atunci când veți da de jos în sus, vă va apărea un toggle bar cu câteva aplicații pe care vi le-ați ales voi, cât și câteva widget-uri pentru modul avion, Wi-Fi, Bluetooth, lanternă, rețea și nivelul de luminozitate. În caz că vă întrebați cum se numește, acesta este Microsoft Launcher. Un lucru de apreciat este că îți dă posibilitatea să-ți adaugi ce vrei în acel toggle bar, cum ar fi o bară de căutare, aplicații sau acele widget-uri spuse de mai devreme, însă o și puteți dezactiva de tot. Un lucru foarte interesant la acest launcher este că vă permite să vă configurați o mulțime de gesturi pe care le vor avea atunci când le veți folosi. Precum, atunci când listați de sus în jos, îți arată aplicațiile pe care le utilizezi frecvent, lucru ce ajută destul de mult, glisat în sus pentru deschiderea panoului cu aplicații, atingerea de două ori a ecranului închizându-l, atingere cu tragere în jos să vă afișeze conturile și așa mai departe. Dacă dăm slide spre capătul ferestrei de pe ecran, ne va deschide un flux de informații setate de noi, precum câteva scurtături către notițe, calendar, timpul petrecut pe diferite aplicații, activități recente și lista continuă. Apoi putem citi și știrile, dar din păcate sunt din altă țară, cât și o cronologie, dar asta doar după conectarea cu contul Microsoft, în care vă puteți sincroniza imagine, foto, documentele și ce doriți voi să sincronizați cu acest launcher. Toate cele spuse de mai devreme pot fi dezactivate sau editate după preferințele voastre. Un alt feature interesant pe care nu țin minte să-l fi văzut și la alte launchere este schimbarea fundalului direct prin apăsarea unei iconițe. Imagine sunt aduse din motorul de căutare Bing, în caz că erați curioși de unde sunt luate. Iar odată schimbată imaginea, titlurile aplicațiilor și folderelor își vor schimba culoarea pentru a fi mai vizibile. Totodată, vă va da posibilitatea schimbării formei folderelor, modificarea direcției panoului cu aplicații, designul iconițelor de aplicații și așa mai departe. Așa că, în caz că doriți să vi-l instalați și voi, aveți link-ul în descrierea acestui video. Nu uitați să mă susțineți cu un like și un share dacă v-a plăcut. Eu am fost Mihai, gazda acestui canal Android Info. Pe curând!